Capitolul 5 O cântare nouă Tropotul regulat al copitelor calului și scârțâitul roților de la trăsură se suprapuneau peste sunetele liniștite ale după amiazei de duminică din mijlocul verii. O căldură umedă umplea valea și cămașa udă de transpirație îi se lipi lui Sanford de piele. De obicei, nu-l deranja căldura, însă avusese parte de încă o duminică grea și gândurile îi erau tulburate. Nu-l ajutase faptul că cineva l-abordase încă o dată cu privire la felul în care își purta pălăria. De ce nu se putea bucura de viață pur și simplu? Și de ce li se părea altora că aveau datoria să-l constrângă și să se încadreze în tiparul lor de bună cuviință? Chiar nu-i păsa nimănui de lupta care se dădea în interiorul lui? Îi aruncă o privire lui Ernest, care ținea hățurile. Ernest fusese întotdeauna bun cu el. Iar acum, când începuse să o curteze pe sora sa, lovina aproape că făcea parte din familie. Senford avea încredere în el și avea nevoie de cineva căruia să împărtășească întrebările sale împovărătoare. Oftă de necaz, iar Ernest îl privi întrebător: Ce te supără? Cred că te frământă ceva. Cum primești mântuirea, Ernest? Poți fi sigur de mântuire? Se surprinse Sanford rostind. Era aceasta cea mai arzătoare întrebare din sufletul său? Poate că ăsta era adevăratul motiv al tuturor frustrărilor sale. Privi la Ernest așteptând un răspuns. Ei bine, începui Ernest, ațintindu-și gânditor privirea la spinarea calului. Mântuirea nu este așa de complicată cum credem noi uneori. Înseamnă pur și simplu să-L primești pe Hristos ca Domn și Mântuitor al tău. Niciunul dintre noi nu este suficient de bun și doar prin moartea sa de pe cruce și prin darul iertării și al răscumpărării sale putem găsi libertatea după care toți tânjim. Nu putem câștiga singuri, însă cred din toată inima că putem fi siguri de ea. Domnul Isus a promis că oricine crede în el va avea viață veșnică. Cuvintele acestea, marcate de o adâncă sinceritate, îl făcură pe Sanford să fie sigur că Ernest experimentase mântuirea. Totuși, în ciuda acestei explicații foarte clare, mântuirea îi se părea de neatins. De parcă în lăuntrul său exista o barieră care îl făcea incapabil să accepte realitatea adevărului pe care îl vedea în viața altora. Acea barieră îl făcea incapabil să-și însușească adevărul. Oare ce îl împiedica să înainteze? În seara acelei zile la cină, Ben. Îl întrebă pe Sanford despre un incident ce a avusese loc cu o săptămână în urmă. Când răspunsul îi confirmă bănuiala că Sanford fusese nechipzuit, tatăl își exprimă dezacordul față de el. Sanford, acum ești un tânăr în toată regula. Cred că a sosit timpul să dai dovadă de mai multă maturitate." cuvintele tatălui îl răniră și la fel și umilința de a fi mustrat în public. Focul care îi arsese mocnit în inimă pe parcursul întregii zile izbucni și cuvintele lui pline de mânie se revărsară clocotind. Nimeni nu face altceva decât să mă critique. Se dezlănțui Sanford nu face asta, nu face aia, cealaltă trebuia să o faci mai bine. Bineînțeles că am 17 ani. Bineînțeles că sunt tânăr, dar nu are nevoie fiecare om de câte o pauză din când în când? Nici voi nu sunteți perfecți, nu-i așa? Până și Mary rămase surprinsă de această ieșire. Senford, exclamă ea dojenitor. Ai grijă cum vorbești! Pe chipul tatălui său se citea dezamăgirea și o tristețe adâncă, iar mânia lui Semford se temperă sub impulsul sentimentului de disperare care îl cuprinse. Disprețuia biserica, nu putea să fie pe placul familiei, întreaga lume era împotriva lui. Cuvintele lui Ben, deși aspre, îi sunau a rugăminte. Senford, de ce ești așa de mânios? Nu-ți dai seama că ai greșit atunci când ai făcut acea alegere săptămâna trecută? Nu pot permite ca acest comportament și aceste atitudini să continue. Trebuie să înveți să te controlezi. Furia lui Sanford reveni cu toată forța și îl făcu să-și împingă scaunul de la masă în dușmănie. Se ridică în picioare și le aruncă în grabă o privire disprețuitoare celor din familie. Întorcându-le spatele, păși apăsat spre scările de la mansardă. Eu sunt pierdut!" și vouă nici nu vă pasă. Le reproșă el peste umăr și se grăbi să se refugieze în camera sa. Trânti ușa după el și se aruncă de-a patului. Cu privirea fixă în perete, simțea că și dorește să moară. Gândurile îi clocoteau în minte, iar durerea și confuzia lui se contopeau într-un amestec de furie și frustrare. O clipă mai târziu, se auzi o bătaie ușoară în ușă. O ignoră. Când ușa se deschise, își ridică privirea și o zări pe sora lui mai mare, Lovina, stând în prag. Expresia de milă și întristare de pe chipul ei îl tulbură. „Ce dorești?” întrebă el țifnos. Ea ezită, doar o clipă și apoi spuse. Îmi pare rău, În Îngenuchind lângă patul lui, îl cuprinse cu o mână și izbucni în lacrimi. Tu chiar nu ai nicio vină, spuse el stângaci. Cu toate că nu știa cum să reacționeze la dragostea surorii sale, se simți mângâiat de compasiunea ei și zidul de autoapărare începu să-i se năruie. Auzi pe hol un mers apăsat și își dădu seama că era tatăl său. Trupul îi se încleștă și sufletul îi se oțeli pentru a-l înfrunta în continuare. De ce nu-l lăsat tata în pace pur și simplu, măcar o clipă? Însă tatăl său nu l-a la mânie din contră, în genunchi și el lângă pat, așa cum făcuse și lovina. Doamne, începu el. Senford rămase uimit să simtă durerea din glasul lui. Știu că l-am dezamăgit pe fiul meu. O, oh, Doamne, iartă-mă! În acel moment, glasul lui Ben Yoder se sugrumă și rămase câteva clipe tăcut. Apoi continua și Sanford se simți pătruns de un junghi de regret. Eu sunt doar un tată slab, pământesc. Am nevoie de înțelepciunea ta. Tu ești un tată perfect. Ajută-mă să-i arăt dragostea ta fiului meu. Doamne, nu știu cum să fac asta fără ajutorul tău. Fiul meu se simte atât de rătăcit și de singur. Doamne, arată-i tu. În timp ce tatăl său se ruga în continuare din toată inima, Sanford simțea cum mânia începe să îi se risipiască. La urma urmei, tatăl său îl iubea cu adevărat chiar dacă îi greșise. nu își dorea doar ca Sanford să se conformeze. Își dorea ce era cel mai bine pentru el. Sanford începu să simtă dragostea tatălui său și purtarea lui de grijă, revărsându-i se în suflet ca un balsam. Așa că problema cea mai mare era într-adevăr la el însuși. Totuși, Poate că încă mai exista speranță pentru el. Uneori se întrebase dacă se mai putea face ceva în privința lui, dar acum gheața ce îi ținuse sufletul prizonier se topea. Târziu în acea noapte, mult după ce treburile fusese terminate și pe când restul familiei dormea, Senford se foia de pe o parte pe alta și nu putea ațipi. În dreptul ferestrei sale, luna plutea în spatele unei perdele diafane de nori, iar el se gândea la ce se afla dincolo de albastrul din miez de noapte al imensei cupole cerești. Undeva acolo sus era raiul. Gândurile îl purtară la veșnicia cu Dumnezeu și la iad și la starea sufletului său. De ce nu dorea să se lase convins? Ce-l ținea în loc? Duhul Sfânt continua să bată la inima sa. Senford își aminti cuvintele pe care ele spusese Ernest în acea după amiază. Mântuirea nu este așa de complicată cum credem noi uneori. Înseamnă pur și simplu să-L primești pe Hristos ca Domn și Mântuitor al tău. Se foia neliniștit și se gândea la toate clipele în care simțise dorința de a face lucrul acesta, să se predea pur și simplu lui Hristos. Sufletul său înseta după o dihnă. Toate lucrurile pe care le încercase și toate distracțiile prostești, după care alergase, îl lăsase ră cu sufletul gol. Niciunul dintre noi nu este suficient de bun și doar prin moartea sa pe cruce și prin darul iertării și al răscumpărării sale putem găsi libertatea după care toți tânjim. Nu o putem câștiga singuri, subliniase Ernest acesta să fi fost motivul pentru care îi fusese așa de greu să fie bun? Oare din cauza asta nu reușise niciodată faptul că, orice ar fi făcut, strădaniile sale nu erau niciodată de ajuns? O adiere ușoară flutură perdelele de la fereastra între deschisă. Simți picături de sudoare pe spate și zvârli pătura la o parte, desnădăjduit. Sosise oare timpul să se dea bătut? Se uita la ceasul de pe noptieră. Era unu și jumătate. În doar câteva ceasuri trebuia să se apuce de muncă și nu avea să fie deloc pregătit pentru ziua următoare dacă nu dormea suficient. Își a țintit privirea în tavanul cu umbre. Dacă devii creștin, va trebui să renunți la toate visele de a-ți asigura o viață confortabilă. Cei care îl urmează pe Hristos trebuie să sacrifice atâtea. Ispititorul știa că era la un pas de a-și pierde puterea asupra unui suflet pentru care luptase din greu să-l țină în întuneric și nu avea de gând să stea deoparte liniștit. Preț de o clipă, Sanford medită la acest gând. În totdeauna se desfătase cu ideea de a reuși în viață. Dacă ar fi să-și predea viața lui Hristos, va mai fi posibilă reușita lui? Nu era sigur. Dar cuvintele din predica lui Grass Daddy îi reveniră în minte uimitor de limpede. Aproape că l auzea pomenind versetele din Matei 7. Căci largă este poarta Lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Gras Daddy vorbise atunci minute în șir despre cât de mulți oameni au încercat să-și umple golul din viețile lor cu plăcerile lumii. Vorbise despre felul în care acest lucru a dus nu numai la nefericirea întregii lumi, ci și la pierzarea veșnică. Însă, când vorbise despre calea îngustă care duce la viață, vorbise despre viața veșnică și despre copilul lui Dumnezeu care trăiește nu pentru viața aceasta, ci pentru cea viitoare. Gândul la Gross Daddy și la exemplul său de blândețe și evlavie, stârni lacrimi în ochii lui Sanford. Oare nu era chiar genul de succes pe care el și-l dorea cu adevărat? Se gândi cât de des își dezamăgise părinții și îi rănise pe frații săi cu cuvintele sale usturătoare și cu răutatea sa nechipzuită. Nu numai că era nefericit, ce îi mai făcea și pe alții să se simtă la fel? Știa că în el însuși nu avea nicio putere să-și înfrângă pornirile negative și răutatea. Singura soluție era să primească puterea oferită de Domnul Isus. Însă, cum ar putea fi sigur de mântuire? Ernest părea sigur. Esther părea sigură. Tatăl și mama sa păreau să aibă pace în suflet. Dar, ce-i spusese Ernest mai devreme? Domnul Isus a promis că oricine crede în el va avea viața veșnică. Cu siguranță, el nu era pregătit pentru veșnicie dacă murea. Frica îi cuprinse gândurile și se strecură în suflet ca o ceață rece dacă ar fi murit în noaptea aceea. Avusese atât de multe ocazii să accepte bunătatea lui Dumnezeu și, totuși, de fiecare dată se împotrivise. Gândul la o veșnicie întreagă, petrecută fără de pacea după care tângea așa de mult, îl sperie mai tare ca niciodată. Brusc, realiză foarte clar că era pierdut, și știu ce trebuie să facă. Fără să mai zăbovească nicio clipă, Sanford sări din patul său și îngenunche pe podeaua de lemn. Doamne, îmi dau seama că sunt pierdut și știu că m-am împotrivit mereu. Însă acum sunt gata să mă supun. Sunt disperat. Am nevoie de tine. Domnul, văzui inima lui frântă, în rugăciunea stângace și plină de disperare. Când se prăbușiră și ultimele ziduri care îl împresurau pe Sanford, Hristos intră în sufletul său și cerul coborând acea mansardă de la fermă. Un sentiment de pace, nou și minunat, inundă inima lui Sanford. Îți mulțumesc, Doamne, Îți mulțumesc pentru că m-ai mântuit. Cu toate că dormi foarte puțin, inima îi era ușoară când se trezidis de dimineață a doua zi. În timp ce se îmbrăca, observă Biblia pe noptieră și o deschise nerăbdător. În lumina palidă a dimineții, citi primele două versete ale Psalmului 149. Lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele lui în adunarea credincioșilor lui. Să se bucure Israel de cel ce l-a făcut, să se înveselească fiii Sionului de împăratul lor. Ei bine, fără îndoială, că în acea zi inima lui cânta o cântare nouă. Zâmbi și puse liniștit la loc cartea cu coperți de piele. Dar, spre deosebire de toate celelalte dăți, o lăsă deschisă. Avea să revină pentru mai mult când va avea timp, mai târziu. Era uimit de transformare. Cuvintele care de obicei îi se păreau atât de seci, acum răsunau pline de semnificație. Pășind afară, văzu întreaga lume strălucind de frumusețe. De fapt, din tot ce și amintea el, niciodată nu mai fusese așa de viu, colorată și de fermecătoare. Cerul era de un albastru infinit, ce se înălța din spatele munților. Perle de rouă atârnau pe fiecare fir de iarbă, intrând parcă în dansul razelor din zorii dimineții. De jos, din grajd, se auzi mugetul unei vaci, iar se învort surâse. Ce se schimbase? De obicei, nu-i plăcea să se trezească de vreme ca să lucreze în graj. Ridică încântat din numeri, și început să cânte un imn, plin de bucurie și de laudă.